marginele mutații. Jos la... Mochetă, ce e jos sub asta? E, cred că din asta, e beton. Ia, nu mai parchet. Și că ai pus parchet, nu? Aici, da. Ce facem cu lifturile? Nu. Se conservăm. Nu sunt niciun fel de lucruri în sfera liftului, pentru că erau noi la momentul de punerice de finanțare. Deci închidere? La lifturi nu... Conservare înseamnă închidere? Da, închidere, ca să spun. Să ne facem într-o clădire așa, de care generațiile următoare să spună în ce an a fost construită, în 70... 69, 70. 70, începută. 70, până 50 de ani. O mai face să risici, deci, da? O organizare, o pachetare organizată, că n-avem cum să o luăm neapărat în negru cu asta. Vedem, dar să vedem ce distrugem de aici. Și pe cine interesează? Pe cine, ce bani acum? Acestea interesează. Asta. Da. Bine, după cum știți, asta foarte puțin în biroul acesta. Da, nici două lucruri. Și pachetul ăsta, băi, atât de frumos. Astăzi, 18 aprilie 2022, am început o procedură de predare, primire a amplasamentului Palatului Administrativ, obiectiv finanțat prin programul operațional 2014-2020, deci finanțare europeană nerambursabilă. Procedura va avea loc într-o perioadă, fiind un obiectiv destul de complex, într-o perioadă de 2-3 zile, urmând ca săptămâna viitoare, când vor fi zile, să înceapă efectiv execuția lucrărilor. Este un obiectiv cu o perioadă de execuție de 21 de luni. Recepția la terminarea lucrărilor va fi pe 18 decembrie 2023. Acest proiect impune operațiuni de eficientizare energetică, vor fi înlocuite tot ce înseamnă instalațiile electrice, sanitare, termice, vor fi înlocuite tot ce înseamnă tâmplărie, anvelopare termică pe interior, fiind un obiectiv cu avizul Ministerului Culturii, obținut, nu avem voie să facem această izolație pe exterior. Va avea în vedere și asigurarea unui sistem de climatizare centralizat al întregii clădiri și, desigur, partea de eficiență energetică va cuprinde și energie regenerabilă, practic tot acoperișul vor fi montat pe întreg acoperișul, deci e panouri fotovoltaice care să asigure energie verde, cum se spune. În mare măsură, întreaga clădire va fi reabilitată, practic cât pereți, structura de rezistență mai rămâne așa cum se vede acum, inclusiv deși partea de parchet, partea de tâmplărie, uși, ferese, totul va fi înlocuit. Măsura e un proiect cu valoare de 27 de milioane lei, finanțare europeană nerambursabilă.